Am ajuns la familia Neagu, lângă mine se află cei doi soți, Petrică și Constanța, crescători de oi din comuna Poduri. Domnule, putem spune că fătările sunt în toi în acest moment. Am ajuns la țan, cum s-ar spune. Da, da, așa este. Mai sunt difătat, mai avem... Dăm în continuare așa înainte, tot înainte. Soția văd că va dă o mână de ajutor, are în brațe un miel, îi da să sugă? Da, păi a rămas singur, fără mamă și trebuie hrănit. Și acum sunteți mama lui, văd. Da, da, e orfan. E orfan, lapte, de oaie? Da, de vacă, că de vacă nu avem de unde, că sug mielul și ei. De când vă ocupați de crescutul animalelor mai precis? Mă ocup din 81. Am scăpat de-a 10-a și am luat-o cu oile. Și de atunci tot timpul numai cu oile? Am făcut 83, toamna am plecat în armată, 85 primăvara am venit și în 85 toamna, în 86 am avut sână organizată. Țurcană este foarte bună, se adaptează la zona noastră aici, unii câmpul ăsta la noi aici, la munte, e cea mai bună specie de oaie, adică rasă, țurcana. Am făcut saivanul ăla acolo de-al șura aia unii. Mai luăm și în arendă, mai... Mai greu cu terenul aici? Nu e greu cu terenul, dar e greu cu personalul. Personalul e la pământ. 300 de oi aveți, nu? Da, 300. Și vă descurcați greu cu ele? Cum ne descurcăm? Am avut și mai multi, dar ne dăm așa că dacă nu e personal... Cum lucrați? Bine, suntem mulțumiți. Ce să facem? Asta e meseria. Nu avem unde să plecăm. Dacă sunt o câțiva ani și oricând... Ne ținem de ea. Din 81 am scăpat de 10 și cu oile am... Cum a fost? Așa au fost și condițiile, cu bătrânii. Na, cum erau atunci? Na, ce să facem? Am avut niște munți la deal pe aici, am închiriat de la Vocol, munți, și am crescut în... Na, cu ele, ne ținem mereu. Na, unii se... Dacă am apucat a pleca cu ele, unii să le lăsăm și ce facem. Trebuie și ele să existe, nu? Spuneți că nu mai e forță de muncă aici în zonă, totuși nu lăsați oile. Nu. Cât? Singura... Când s-a mai putea, mai târie, mai trage de coada lor. Câștigați existența după urma lor? Da, ne câștigăm. Cât, știi cât, așa este. Cum reușiți să vindeți miei? Îi dăm. Mai vinde și la Paști, niște miei așa, și mai vinde așa, să mai iau de la, cu mașinile, cu tiruri și dăm la... Care pleacă în străinătate. Vă salvează faptul că vin da, cu tirurile. Da, avem toale, dacă se dau, știi toți, la Tulcea. Da. Baia, de la Baia, da. El vine, că din 80, din 88, 89, prima dată a venit el, l-am făcut cunoștință cu el. Și de atunci, ținem, dacă eu am avut mereu, ținem legătura cu el, îi vine, da, vine la el acolo, vine cu tirul, îi spune când vine, când ce are. Da. Cu brânza, cum vă descurcați să o vindeți? O dăm mai mult de acasă acum, nu avem pum. Că vine, avem clienți, mai avem col, mai vine ceala, ceala, mai dăm pe islazuri, mai pe colo, mai pun. Da. Așa, nu... Și ce se facem? Acum cu brânza e cam greu, că nu sunt oameni, o facem noi, cum mai lăsăm oile, mai... Da, cum se poate. Mai sunt crescători de oi aici în localitate? Mai sunt, că mai au apărut acum avut câțiva, dar eu aici în Colorcatati cel mai vechi. Cel mai vechi. Vă cer sfatul atunci când vor să afle câte ceva? Așa, dar bine, am spus, dacă nu ai o plăcere de animal și nu-ți place, nu merge treaba cum trebuie să meargă. Da, eu am păzit oi foarte mult pe câmp, am fost plecat cu măgarul, cu desagii, cu ele, stăteam noaptea, legam berbecul din mâna mea cu oață ca să, când se scula, să mă scoale și pe mine, că dacă adormeam și plecam după ele. Asta a fost viața și o plăcere. La chirosei, mâncare, mâncam, puneam colo. Asta e, dar nu se mai nască așa ceva. Nu mai vine nimeni din urmă. Nu se mai nască, nu mai este acasă, îți plece cu oile acum, să mai leagi berbecul din mâna ta ca să-i scoale când adormi. Noaptea, nu mai, nu cred eu. Cum spune cineva, nu mai fac mamele ciobani. Deci e lipsă de ciobani. Acum au plecat în străinătate, s-au dus cu Facebook-urile, cu telefoanele, vorbești cu el cu casă, cu măștile în urechi, n-au le interesează nimic. Asta este. Ce să facem? Dăm înainte așa, dacă asta am învățat. E o meserie foarte frumoasă, eu vă spun. Eu, cum se spune, că e frumoasă într-un sens dacă îți place. Dacă nu-ți place... V-au plăcut foarte mult și vă plac animalele. Foarte mult. De ce să spun? Că eu când am fost, na, părinții au fost sărani, vinii nu era,
bătut cu oile. Vă cred. Până la urmă, părinții v-au învățat să îmbrățișați această meserie și v-au dat, să spunem, pâinea de zi cu zi. Crescând animale, vă câștigați existența. Cu animale am crescut. De mic. Oile astea sunt rezistente? Da. Foarte rezistente. Surcana în zona noastră este foarte rezistentă aici, la noi. Toți miei sunt albi. Dacă ar fi zăpadă, nici nu s-ar observa. Da, bine, că dacă n-ai, asta e albă. Și albă, turcana albă, oaie albă și cu lână. Acum, ce vreau să spun eu, lâna nu se, mai, nu se mai vinde, o dăm la râbă, care așa, peile, dacă tăiem un miel, peile tot, ne le aruncăm. Așa au devenit timpurile astea, ce mai facem cu miei olecuțe, că la Paști, când mai dăm, și cu brânza oleacă. Restul, atât. Și vă ajung banii după aceste produse? Mai lor și o subvenție de acolo, le mai ajută și statul oleacă cu subvenție, cu una cu alta și dăm înainte. N-avem ce face. Nu sunteți pesimist să spuneți că vine sfârșitul lumii? Dacă... Nu, nu ne gândim acolo, că ce dă Dumnezeu, cei de la Dumnezeu, toate o să vină. Noi nu putem să stăm în față cu nimic. Noi datoria noastră să ne facem datoria. De om pământean, să muncim, să ne ostenim cu una, cu alta și... Și văd că nu aveți prea multe așteptări de la stat. Pe ce... Nu, nu, nu. Pe ce munciți, pe asta vă bazați? E munca noastră, ne băzăm. La nemunii să... Ai, nu ne duci. Nu umblăm cu hoții, cu furat sau cu șmecherii, cu... Noi, cu muncă fizică și... Asta... Aveți unde să pașteți animalele? Avem. Este islaz bun, bine, cum am mai spus. Sunt condiții, dar nu sunt oameni. Hrana? Cum o procurați? Hrana pentru animale. Pentru animale noi o facem. Avem teren, avem cosători, tractoare, cosâm. Și arabil aveți teren? Puțin, puțin. În zonă, munte aici, nu, ne mai copulești cu arabil. Noi ce avem cereale, cumpărăm. Și restul, ca pentru animale, restul, fânul îl facem noi. Nutrețul îl facem noi la animale. Este teren, avem livada aici, avem și fructe, din toate cele. Ramona, eu am ajuns la alți crescători de ovine. De data aceasta am întâlnit o ciobăniță, pe doamna Paraschiva Bojoga, care de generații a învățat aici să crească mioarele. Doamnă, ciobănitul încă din trecut era o îndelernicire a românilor și încă se păstrează în aceste locuri. Se păstrează din cauza că asta îi... Ne-am obișnuit, suntem obișnuiți din generație în generație, din familia mea de acasă, din familia soțului, ales din familia soțului, generații mai multe, din bunici, străbunici. Da, și ne ocupăm cu fânul, cosâm cu coasa, adunăm. Se face mai greu agricultura aici, în zona montană. Foarte greu, că nu avem islaz, noi plătim tot arendile, nu ne dă nimeni. Tot unii iese izlazuri mai ușor, dar la noi e foarte greu din cauza că plătim la fiecare. Câte oi aveți în o gradă? Da, sunt multișoare. Multișoare, nu le spuneți numărul. Nu se spune numărul, că așa, ci că nu se spune numărul. Mai ales acum că au fătat oile. Da, păi și nu mai știm numărul. Cum se făcea ciobănitul în trecut și cum se face acum? În trecut era mai frumos, cum să zice, mai iubitor. Acum când aude de ciobănit, da, să cam fereze, zice că e munca cam... Na, cum e munca, cu mirosuri, cu neplăcut. Fapt așa e la animale. Da, la... Și în trecut era miros. Da, dar parcă nu era chiar acum. Acum dacă te aude că ești cioban, parcă zice că e. Dar înainte când auzeau oamenii că ești cioban, era respectat? Da, da, era mai respectat. Așa acum, dar acum e greu. E mai greu ca... capi timpul, cum să zic, nu știu, simțim noi că e mai greu. Nu mai găsim ciobani, muncim noi în familie. Na. Cum vă descurcați, doamnă, cu ele? Cu vânzarea mieilor, cu vânzarea produselor? Într-un fel, o mers. Acum nu mai știu anul ăsta cum o fi. O mers. Până acum, na, le-am mai dat și la angro și mai venit și peste mări și țări. Na, le-am dat într-un fel. Dar de acum nu mai știm ce o mai facem. Na, cașul dăm ba pe arendă, ba pe col, pe unii mai putem și noi da
că nu avem nici deschidere ca să vă dați seama că ne trebuie și bani și ocupații și nici la stână, dacă pleacă unul, n-are cine rămâne la stână, dacă am avea cioban, dacă nu avem numai noi în familie, îți dai seama că numai eu cu soțul și cu băiatul și cu cel mic îl mai chinuim de la strungă, că nu avem, nu găsim într-un fel ca să... Acum mulți care le ajută statul, cele mai trebuie ciobănit. Nu găsim la adunat, nu găsim nimic. Ce facem noi? Noi ne ocupăm, ba, de fânul, când e timpul fânului, când e timpul... E greu, ce să mai... Dintr-un fel e greu, dar n-avem încotro să ne ducem. Asta e serviciu, cum aș spune eu. De când începe acest serviciu? De la ce oră până la ce oră? Pot să vă spun, vara e de la 4:30 până seara, acum e... Na. Acum soțul se mai ocupă mai mult, că eu nu mă pricep la fătările astea, că trebuie mie a plecat, trebuie ajutate, oile, eu... Acum la mine e mai ușor, ca să vă spun. Vă dați seama că e greu peste tot. Mai avem și strânsură, dar mai trebuie. Iarbă nu este, nu? Da Dumnezeu ploaie, dacă dă Dumnezeu să ploaie, poate mai le scoatem la câmp, cum o fi, da? Acum, ce vreau să vă mai întreb, pe ce rasă mizați? Pe țurcană. Țurcană. Țurcană, da. O rasă care se pretează locului? Nu, dar soțul, el e cu... Țurcană. Da, el e cu țurcană, îi place, adică... Da, mai au alții și altfel, da? El îi place surcana. Lâna? E mai puter. Nu, lâna este aruncat. Dacă vrei să veniți, am de 3 ani. Spuneați că de generații ați crescut oi. Ce făceați în trecut cu lâna? Da, venea, o lua cineva, o lua, dar acum nu mai veni. De 3 ani nu. O avem strânsă grămadă, nu mai veni nimeni să o dăm, să o... nu. E strânsă grămadă acolo, o dăm foc. Când se strânge prea mult. Prea mult, că dacă și așa e strânsă de 3 ani, de acum cred că o putrezit. Ca să nu puteam să dăm foc, are un miros neplăcut. Dar vă descurcați ca femeie să aveți grijă de animale cât de cât? Da, eu m-am descurcat din familie, din familia mea. Eu, adică acum zic, din surorile mele, mi-a plăcut, ciobănit. E, ne descurcăm, ce să facem? Copiii am crescut cu așa ceva, i-am dat la școală, la... Da. Ce să facem? Asta e. În altă parte nu putem să mai ne ducem de acum. Avem o vrăstă. Da, o să fie greu din cauza că nu avem o pensie. Da. Până la urmă poate să găsești o soluție. Statul va încerca să ajute și pe cei care s-au ocupat de agricultură și de ce nu să le dea o mână de ajutor. Da, pentru că... La bătrâneță și așa au început să ne doară mâinile, picioarele. Da, e greu. E greu pentru o vrăstă că nu mai poți. Asta trebuie să muncești mult, ce să mai... Fân, ridicături, uite, apă, avem undeva, dar o scăzut, aducem de la râu cu... E greu, ce să mai... De pe o parte e greu, da? Ne-am obișnuit că s-o dat oasele, dar cred că care vine nu ar putea să facă ce facem noi. În circuitul nostru prin localitate ne-am oprit și la un apicultor, Gabriel Busuioc. Domnule Gabriel, o îndelenicire veche la român, de mii de ani putem spune, dar în momentul de față mai merge? Dacă ne ținem de ea, ne facem meseria așa cum s-ar zice, e totuși o meserie profitabilă. Cu toate că vremurile sunt așa mai dificile, cu multe insecticide pe câmp, dar ținând legătura cu inginerii, cu fermierii respectivi, facem noi tot posibil ca lucrurile să meargă bine, să fie benefic și pentru unul și pentru altul. De câte familii vă îngrijiți? Am în jur de 70 de familii care merg cu ele în pastorală, mai sunt care mai stau pe vatra acasă, care le-am pentru în producție, pentru mulțire, dar că pastorală fac cu 70 de familii. Merge stupăritul în această zonă a județului Bacău, la poduri? Ca să sincer să fiu, să stau pe staționar, nu prea merge. Nu prea merge, că nu este bază meliferă, să zic așa. Dar eu fac pastoral, începând cu rapița, merg în diferite zone ale țării, rapița, apoi salcăm 1, 2, 3, continuăm cu teiul sau mergem la florile de munte, apoi floarea soarelui și... Desfacerea e un punct nevralgic, prețul se reflectă? Nu se reflectă, că dacă stăm să o dăm la angro, nu se reflectă prețul, este un preț foarte mic, foarte mic. Nu, de multe ori, dacă ar fi să o dai toată la angro, nu scoți nici cheltuielile,
dacă nu este un an bun. Cât se oferă acum? Că toate prețurile la utilități au crescut. Da. Anul trecut salcâmul la Merea Bio a fost 35, deci a fost un preț bun. Restul a fost 10, 11, 9 lei pe kilogram. Deci între 9 și 11 lei. Da, da. Era... La prețul ăsta nu vă puteți amortiza cheltuielile. Nu, nu, nu ne putem amortiza cheltuielile. Cei care au 400-500 de familii, că sunt și astfel de apicultori în zonă, sunt nevoiți să dea la angro. Da, sunt nevoiți să dea la îngrou, au multe familii, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Nu credeți că dacă ai atâtea familii, cu cât crezi numărul de familii, cu atâta cheltuielile sunt mai mult. Cu apicultura, cu întreține, cu tratamentul, cu deplasările în pastoral și așa mai departe. Mi-a fost greu la început să o desfac, dar pe moment mă descurc. Mi-am format clienți. La Borcan, nu vindeți? Da. La Borcan, da, la Borcan. Da, în detai, cum se zice. Am pornit deodată cu gândul acesta, cu dorința aceasta de a face miere de calitate, să fie o miere bună, da, să fie maturată, coaptă bine și clienții au căpătat încredere în mine și o vând. Este incomparabilă. Miele din România este mult mai bună. Și totuși, de ce nu o găsim așa ușor în magazine? De ce? Mi-e greu să spun de ce nu se găsește. Probabil că este mai ieftin în părțile alante, ce să zic. Păi cât de ieftină să fie ca să o producă la 8 lei borcanul? Mierea noastră românească nu prea o văd în magazine, nu. Probabil că merge la export și noi aducem de la export. Și încă o întrebare. În trecut era un program mult așteptat de apicultori. Mai țineți minte? Miere în școli. Da, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte de... Mari speranțe v-ați pus în acel program. Sincer, nu. Nu mi-am pus. Sincer, nu mi-am pus că cât miere se poate da în școli ca să putem să supraviețuim atâți apicultori. Că în ultima vreme, având în vedere și fondurile care s-au mai alocat pentru apicultori, mulți s-au făcut apicultori pentru aceste fonduri. Dar după un timp s-au și lăsat. Cei care iubesc această meserie, o fac din plăcere, din drag, merg cu ea mai departe. De multe ori s-a spus că a existat un război, să spunem așa, de la distanță, un război rece, ca să fim mai clari, între apicultori și agricultorii care lucrează în vegetal, între fermierii din vegetal. Dacă ne referim la neonicotinoide, așa este, nu? Da, 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 este, este, într-adevăr. Ducem luptă în privința aceasta. Ei totuși spun că pretențiile dumneavoastră sunt deplasate. Unde este adevărul? Adevărul probabil că este undeva la mijloc. Da. Aceste insecticide îți fac mai mult simțită prezența atunci când în timpul culesului dă ploaie. Pentru că aceste din pământ apare în nectarul din floare și atunci albina moare semnificativ, să zic așa. V-ați confruntat cu aceste probleme? Într-un an la floarea soarelui, dar nu atât de tare ca să mă afecteze prea mult. Cam cât ați pierdut din numărul de familii sau procente? Nu, nu, familii nu am pierdut nimic, dar când mi-a scăzut efectivul din fiecare familie de albini, a scăzut undeva la 30%. Este încă frig în această zonă a țării, albinele văd că sunt la hibernare. Da, sunt la hibernare, am avut, azi este vineri, miercuri, am avut o zi foarte bună pentru albini, au ieșit, au adus și polen, dar în schimb, tocmai din februarie nu am mai avut o zi bună, cu toate că ar trebui pentru timpul acesta să fie un timp mult mai bun pentru dezvoltarea lor, ca să avem efectiv cu ce să facem față. Cresc prețurile, pentru că prețurile au crescut și cresc și la noi. Automat ne referim la tratamente și ele se vor scumpi, nu mai vorbesc de motorina, care o practicăm, o punem la mașină când mergem în deplasare. Sunt foarte, s-a dublat, plus asigurarea, RCA-ul și așa mai departe. Cheltuieli în plus? Da, mult, mult în plus. Peste anul care a fost anul trecut, anul ăsta vor fi, cred că, dublu. Aveți de gând să vă măriți numărul sau vă opriți aici? Nu. Sincer, mă ocup din 2011, unde am început această meserie din plin, dar o practic de la tata, a avut familie de albini, bunicul de pe mama, de-l din 2011. Aici mă opresc pentru că atât pot eu să fac față.
Un alt producător de miere bio în comuna Poduri este Gheorghe Iscu. Domnul Gheorghe se îngrijește de 120 de familii și de o bună bucată de timp a pariat pe un produs bio. Domnule Iscu, merge vânzarea cu mierea bio la noi în țară? Merge și nu prea merge. Ar merge mai bine dacă aș fi ceva mai un fel de cooperativă, să fie o asociație, să fie... Am dat miere ceva prin Apicola Bacău, au dat în străinătate, s-au făcut multe analize ultima dată, la Floarea Soarelui și la Rapiță s-au făcut tratamente cu neonicotide și ca atare rămâi cu mierea. Nu prea, să zic, a mers cândva, a mers bine, dar acum nu putem să spunem că mai merge la fel de bine. Păi am înțeles undeva într-un reportaj că la nivel de țară sau de Uniunea Europeană sunt trei țări care au acceptat tratamentul cu neonicotine, printre care și România, celelalte țări n-ar fi acceptat. E dăunător pentru albine. Personal am auzit un interviu chiar cu domnul ministrul agriculturii și a spus că pe el îl interesează agricultura și nu apicultura. Pe mine personal mă interesează și agricultura, dar în primul rând apicultura. Credeți că există o cale de mijloc până la urmă? Asta depinde. Îl înțeleg și pe ministru când spune că agricultura acolo sunt veniturile mari. Vreau să mă înțeleg și pe mine. Am avut un an când mi-au murit vreo 70 de stupi. Și am fost, am făcut analize, tot, am fost până la București. Și mi s-a spus că, de fapt, nu ar trebui să mă mai duc la Floarea Soarelui și la Rapiță. Nu te mai duci la astea două culturi, nu prea văd la ce te mai duci. Dacă salcâmul prins atunci 4-5 zile ploaie sau frig, și la ce îți mai rămâne? Un tei care dă când nu dă, e mai dificil. Deci Floarea și Rapița sunt de bază. Da, am avut ani, acum 10-12 ani, când nu se făcea tratamentul ăsta, eram în Balta Brăilei, făceam două extracții de miere la Floarea Soarelui și plecai cu stupii pline acasă. Ori acum te duci, știu eu, cu indulgență, dacă reușești să faci o extracție, dacă nu, asta e. Vânzarea proastă, spuneți. Da, e vânzarea. N-aveți clientel, ați dat, mirea noastră ajunge foarte ușor pe rafturile magazinilor din vest, dar dacă e să pătrundeți într-un magazin de la noi din țară, într-un supermarket sau nu numai, chiar și într-o băcănie de cartier, aveți șanse? Aici mai puțin. La noi nu suntem organizați și nu suntem organizați la nivel de țară. Am dat, cum v-am zis, miere, am dat-o prin AK Bacău în Germania, o perioadă de timp. Pe urmă, când au venit cu analizele, sau pe bună dreptate îi dau niște bani, cu tratamentul de la Floarea Soarelui, de la Rapiță, dacă te duci la Rapiță, îți iese și în mierea de salcâm, îți ies anumite substanțe, anumite compuși care... nu sunt permiși în analizele lor. Vindeți angromirea sau? Am vândut angro. Când făceam mai multă, dar am avut ani când făceam 8-10 tone de miere, acum fac 2-3 tone, dacă fac. A scăzut producția și din cauza că la Floarea Soarelui și la Rapiță nu mai merg. Ce veți face de acum înainte? Tot 120 de stupi veți păstra? Nu știu sigur. Am avut și vârsta de la un timp te cam oprește. Am avut și 250 și 300 de stupi. Aveam copiii care mă ajutau. Copiii au fost la facultate, în vacanță mă ajutau foarte mult, dar de o bucată de vreme s-au angajat că, nemai mergând cu producția de miere, s-au dat deoparte. Pe pastoral mergeți, nu? Numai pe pastoral. Și acum s-au scumpit motorina, cum vă descurcați? Să vedem cum ne descurcăm. Deocamdată știm că s-au scumpit, ne adaptăm. Prețul la miere a crescut? Nu, încă noi suntem ultimii care creștem prețul. Sperăm să facem ceva, să ne adaptăm. Eu zic așa, mulțumesc Dumnezeu, am un camion, îi încarc paletați pe Macaraua și plec cu ei. Plecăm la distanțe mari, dar să vedem, în funcție de cerere și ofertă. Și dacă vorbim de cerere-ofertă, ce v-a determinat să mizați pe mierea bio? Da, m-am gândit că e o miere de viitor. Mierea bio e ceva de calitate, e și sănătoasă. Noi avem aici o livadă, 2 hectare de livadă, din cauza și la albine și la convingerile noastre, n-am stropit livada absolut niciodată cu nimic, de 15-20 de ani.
Sperăm să se caute mai bine și în străinătate, la noi mai puține șanse. Dacă vedeți statisticile care arată în străinătate și față la noi, suntem undeva mult mai jos. Mult, mult mai jos. Probabil că nici posibilitățile nu sunt ca în vest și sigur sunt, nu sunt ca în vest, că omul nu prea își permite să zic că consume preferă un kilogram de carne decât un kilogram de miere de albine.